Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție live aici pe brașovtv.com. Astăzi invitatul meu este viceprimarul orașului Predeal, domnul Matescu Marius. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație. Bună ziua și telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur că vă aflați astăzi aici și că o să reușim așa să vă faceți mai cunoscut predelenilor, pentru că cu siguranță majoritatea vă cunosc, dar sunt poate și o parte care nu vă știe foarte bine, nu vă cunosc foarte bine trecutul și atunci este bine să se știe cine este viceprimarul orașului Predeal. Așadar, vă aflați la primul mandat din cariera de politician. Da, sunt la primul mandat, așa este. Și cred că aveți dreptate, mai puțină lume din Predeal mă cunoaște foarte bine, deoarece eu am venit în Predeal în 2004, având o carieră în armată. În 1985 am terminat școala militară, am fost repartizat în București, am lucrat la diferite nivele în Ministerul Apărării Naționale, până în 2004 m-am transferat la baza de pregătire a Clubului Sportiv Steaua, la Cabana Forman, unde am lucrat până în 2008. Din 2008 am fost numit șeful centrului de pregătire montană, de recuperare montană de la munte al Ministerului Apărării Naționale, de unde am ieșit și la pensie în 2015. Cum a fost toată acea perioadă? Cum vă amintiți? Cum ați ajuns în Predeal și ce v-a făcut să rămâneți în acel oraș? A fost o dorință expresă a mea să ajung în Predeal. Mi-am dorit din tot sufletul, mai ales că veneam la baza de pregătire a Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Fiind mare amator de sport, toată viața mea a fost legat de sport, am și făcut sport în tinerețe și eu și soția mea și copiii au făcut sport. Atunci pentru mine a fost o provocare și mi-a dorit tot sufletul să ajung în Predeal. Între timp s-a apropiat pensia, ne-am îndrăgostit de Predeal și a rămas aici. Când ați ajuns în Predeal, ați găsit ceea ce vă doreați? Ați găsit ceea ce vă așteptați? Probabil că ați avut niște așteptări, niște planuri pe care vi le-ați făcut înainte de a ajunge în orașul Predeal. Să vă spun sincer, intenția mea n-a fost să rămân în Predeal când am ajuns în 2004. Bănuiam că o să ies la pensie cândva, știam că se apropie, nu mai aveam foarte mult până să ies la pensie. Dar ne-am îndrăgostit de Predeal, Predeal ne-a plăcut dintotdeauna, era și orașul care vizitam destul de des când puteam, decât toate cele care le aveam la munte. Dar ne-a plăcut, ne-am îndrăgostit, e diferență mare între viața din București și viața din Predeal, care nu se compară, sunt multe, foarte multe avantaje și atunci ne-am hotărât să rămânem în Predeal. Ceea ce cu siguranță nu regretați. Categoric nu regret, pentru că dacă aș fi regretat, nu intram în politică sau mă întorceam înapoi la București. Asta vreau să vă și întreb. Cum ați decis să intrați în politică? De unde a pornit acest lucru? Mai ales că nu ați avut nicio legătură cu politica. N-am avut niciun fel de legătură și nici nu mă imaginam. La pensie, făcând politică, mă imaginam cu totul și cu totul altfel. Lucrurile au mers cumva de la sine. Lucrând în armată, intrând la mai toate ceremoniile, intram în contact cu primăria, cu poliția, cu biserica. Așa am avut o serie de prieteni care făceau politică. Ce v-a atras în acest domeniu? Pentru că sunt foarte mulți oameni care se feresc de politică, pentru că nu este chiar ușoară. Așa este. Sunt foarte mulți oameni care se feresc de politică. Ce m-a atras, cred că încă mai pot să fiu util și experiența mea poate fi benefică pentru Predeleni, pentru Predeal. Sunt un om sincer, sunt un om care nu-mi doresc nimic. N-am intrat în politică cu un scop să fac anumite lucruri, pur și simplu sunt pensionar și militar și pentru mine asta e cea mai, sau cum să vă spun, asta e activitatea de bază. Restul o fac cu plăcere, eu o iau ca un bonus care pot să-l fac și pot să aduc ceva pentru comunitate. Meseria pe care ați avut-o înainte, cu siguranță, a implicat foarte multă disciplină, foarte mult respect față de semenii dumneavoastră, față de meseria pe care o desfășurați și v-aș întreba dacă respectați aceleași principii ca și în armată, în politică. Da, încerc să respect aceleași principii. E destul de greu, să știți că armata are multe lucruri bune. După o viață în armată, mi-a fost destul de greu să mă adaptez, dar lucrurile funcționează, sunt un om care, cum a spus dumneavoastră, sunt disciplinat, încerc să fac lucrurile în ordine, sunt un om ordonat, știu, mă ajută foarte mult experiența din armată, lucru pe care l-am făcut, pentru că legislația e aceeași. Și în domeniul achizițiilor, și în domeniul fluxului de documente,
legislația e cam aceea și pentru mine a fost un mare ajutor și un sprijin ca să pot să-mi desfășor activitatea în bune condiții. Trecerea nu a fost chiar ușoară, după cum ați spus și dumneavoastră, pentru că politica cu armata nu prea se Sunt lucruri un pic diferite, pentru că în armată lucrurile sunt stricte, știi ce ai de făcut, fiecare armată este foarte bine organizată, după cum ați văzut, una dintre instituțiile care are nivelul cel mai mare de încredere al populației. Și aici mi-a fost un pic greu lucrurile și fiecare știa ce are de făcut, aici trebuie să e mai mult un pic de lucru, dar nu este imposibil și sunt convins că voi avea succes. Și vă doresc succes și să reușiți să duceți la bun sfârșit toate proiectele pe care le aveți. Acum revenind puțin la orașul Predeal, pentru că sunteți de un an de zile viceprimarul orașului Predeal și știm că acest oraș a fost numit perla stațiunilor montane. Din păcate, nu este departe de a mai fi perla stațiunilor montane din România, este departe de ceea ce a fost. Da. Pentru o perioadă bună de timp a fost un oraș lăsat în paragină, se știe acest lucru. Timp de cei de acasă trebuie să știe sau le reamintim faptul că timp de 2 ani Predealul nu a avut primar. Chiar trei ani. Nu a existat nici măcar Consiliul Local, deci practic totul a fost lăsat de izbeliște, a fost un sat fără câini. De un an de zile putem să spunem că lucrurile ușor-ușor încep să funcționeze, să intre, există o nouă administrație. Cum stau lucrurile în acest moment în primăria Predeal? A spus că Predealul a fost cândva perla stațiunilor montane, așa este. Predealul și-a mai pierdut din anvergură, dar să știți și-a că... Și-a pierdut mult, din păcate. Da, și-a pierdut mult, așa este. Dar totuși are frumusețea lui. Acum datoria noastră este să încercăm să-l aducem, măcar să-l apropiem de ce a fost odată. Va fi foarte greu. Nu e singurul oraș după Valea Prahovei care nu reușește să ajungă la nivelul care și-l dorește. Am pierdut multe lucruri în timp, s-au pierdut pași, s-au pierdut proiecte, s-au pierdut și atunci timpul e foarte greu de recuperat. M-a spus și dumneavoastră, timp de cam de 3 ani de zile, Predeal a fost într-o degringoladă continuă. Scandaluri, demisii, Consiliul Local nu a fost, primar nu a fost, lucrurile astea contează. Cu siguranță, mandatul dumneavoastră nu este unul ușor, nici al primarului, nici al consilierilor, pentru că veniți după o perioadă în care practic nu s-a mai făcut nimic, totul a fost lăsat de izbeliște, așa cum am spus puțin mai devreme, iar acum să vii și să faci ordine după atâta timp, cu siguranță nu este ușor, deci trebuie să porniți de undeva, doar că acea pornire a fost grea, este grea, încă lucrați la acest lucru. Este grea și va mai dura, probabil nu, să sperăm că reușim în mandatul ăsta, că ce-a mai rămas din el, să-l pune lucrurile pe direcția cea bună. Încă mai aveți timp, mai sunt 3 ani. Mai sunt 3 ani, așa este. Cel mai important a fost, și asta o spuneam eu chiar din campania electorală, primăria nu mai era funcțională, s-a redat funcționalitatea primăriei, funcționalitatea Consiliului Local și aici vreau să-i mulțumesc domnului primar Sorin Ciobanu pentru că atitudinea dânsului și modul de abordare a problemelor în Consiliul Local s-a creat o emulație, sau cum să vă spun, să lucrează degajat, lejer, fiecare poate să vorbească, fiecare poate să spună ce gândește, nu se votează mecanic. Sunt proiecte care, chiar dacă de multe ori au fost puse pe ordinea de zi, s-au retras, pentru că chiar dacă aveau majoritatea să treacă, dacă unul din consilieri a avut o părere sau a spus, hai să mai vedem despre ce e vorba, s-a retras, s-a revenit. Deci nu este o situație tensionată relaxată, vă spun. Nu mi-amintesc să se fie terminat o ședință de Consiliu fără o glumă sau fără un zâmbet sau fără o strângere de mână. Între noi nu există nici din partea primarului, nici din partea mea care practicând de la partidele majoritare, lucrurile funcționează, deși Consiliul Local este foarte colorat politic. Suntem 5 partide care îl formăm, fiind un consiliu cel mai restrâns din istoria Predealului, este la 13 consilieri, totuși sunt 5 partide care reușesc de bine de rău să funcționeze în regulă. Să le spunem și celor de acasă care probabil nu știu acest lucru. Dumneavoastră faceți parte din Partidul Social Democrat, iar primarul din Partidul Național Liberal. Da? Și cred că suntem un bun exemplu pentru ceea ce se întâmplă pe scena politică la nivel național acum, unde nu reușesc să se înțeleagă de niciun fel. Noi am depășit momentele astea, ne-am dat mâna și am spus că trebuie să facem lucrurile să funcționeze pentru Predeal, așa ne-am angajat cu toții și se pare că lucrurile funcționează și eu îmi doresc să funcționeze la infinit. Nu-mi doresc să se întrerupă niciodată. Doamne ajută așa să fie până la sfârșit și să reușiți să vă înțelegeți pe proiectele care teoretic și practic sper să fie făcute în interesul predelenilor și în ajutorul dezvoltării stațiunii Predeal.
Dacă revenim, ați amintit puțin mai devreme despre proiectele care, da, pe care urmează să le începeți și care au fost începute, da, din mandatele trecute. Și aici ne referim la centrul SPA, care din anul 2013 se discuta că va fi cel mai mare centru SPA din zona Transilvaniei și va avea foarte multe beneficii și vor fi mulți turiști care vor veni special pentru acest centru SPA. Da. Încă din timpul mandatului domnului Cocoș, dacă nu mă înșel, de atunci s-a început proiectul mai vechi, atunci s-a început lucrarea. S-au început lucrările. Un centru care trebuia să fie dotat cu saune, piscine, aquapark și așa mai departe. Ce s-a întâmplat? Știm că s-au pierdut niște bani foarte mult, da, din cauza faptului că acest proiect nu a fost dus la bun sfârșit. De ce s-a ajuns în acest, da, punct? E o situație destul de complicată, o să încerc să vă explic în mare. Și pe înțelesul puțin, tuturor. Mi-a spus, nu știu dacă vă amintiți, când am avut o conferință de lansare la Partidul Social Democrat la Brașov, v-ați întrebat ce proiecte am și am spus că cele mai multe proiecte sunt proiectele începute și abandonate, care trebuie terminate. Între ele este și SPA-ul, care cred că este cel mai important obiectiv derulare acum în Predeal. Proiectul SPA-ului a pornit în 2013 cu fondurile europene, între timp s-au pierdut fondurile europene, ghinionul a fost ca licitația să fie câștigată de un constructor care a intrat în insolvență și în faliment și astăzi suntem înscriși la masa credală să ne recuperăm banii pe care sperăm să-i recuperăm, bani care trebuie să-i returnăm. Despre ce sumă vorbim? Undeva la 5 milioane de lei. Între timp prețul a mai crescut, probabil valoarea investiției va fi mult mai mare într-un final, dar cam asta, din ce știu eu, sper să fie suma exactă, unde este în dispută cu constructorul. Bun, și în acest moment se lucrează la centru SPA, nu se mai lucrează, s-au asistat lucrările, în cât timp ar urma a reușit, să fie gata? A reușit să facem, era pentru terminarea obiectivului era făcut și un împrumut care era legat de fondurile europene. Acel împrumut era și la o dobândă care nu era avantajoasă orașului Predeal, a fost returnat și a reușit, cu ajutorul Consiliului Local, să facem un împrumut la o dobândă mai avantajoasă și s-au pornit lucrările la SPA. Deci lucrurile a făcut undeva la 80%, să știți. Și când ar urma să fie gata? Când se inaugurează efectiv centrul SPA și predelenii se vor putea bucura? Am început să și la faza de avizare. Este o firmă care am contactat-o și am contractat-o pentru obținerea avizelor, avizelor ISU și celelalte avize care sunt necesare. Dacă lucrurile merg bine, este posibil ca la sfârșitul anului viitor, începutul anului 2023, SPA-ul să fie gata. Cred că cam un an jumătate va mai dura. Și predelenii se vor putea bucura de un centru SPA așa cum merită? Da. Da, e vorba și de predeleni și pentru și mai ales de turiști, e vorba care... de turiști care nu prea au alternative de distracție sau... E un lucru important. Gândiți-vă dacă toți cei care vin după Marea Pravă vin la Brașov, la parcul ăsta acvatic sau ce este acolo. Toți se vor opri la Predeal, nu vor mai veni până la... Că oferă mult mai multe, mult mai mare, mult mai amplu. Este de fapt un centru de agrement și spa, el împărțit în două. Are foarte multe, are 3 trenuri de scoaș, are tur de cățărare, are toate tipurile de saună, umedă, uscată, cu gheață, cu dușuri, toate tipuri, cu tratament unghii, tratament piele, săl cardio, săl de gimnastică. Deci va fi un centru foarte forță, complex, foarte unde complex, cu siguranță vei avea complex, ce să faci, da, și unde să-ți găsești unde îți va umple un loc. O zi întreagă nu-ți va ajunge să... Să sperăm că veți ajunge în punctul în care veți inaugura acest centru SPA. Este imposibil să nu fie terminat, pentru că, v-am spus, lucrurile sunt foarte avansate, sunt undeva la 80%. Vorbeați în campanie de mai multe proiecte pe care ați dori să le duceți la bun sfârșit, care au fost începute și neterminate, în afară de acest centru SPA care ar mai fi. E vorba de asfaltările care au fost blocate timp aproape 3 ani de zile neexistând conducere, care au fost prin PNDL2. Acum au început, lucrurile au început să avanseze, le-am început în primăvară, din păcate. Am primit o adresă de la guvern care ne-a sugerat să sistăm lucrările pentru o perioadă, că nu mai sunt bani. Acum s-a revenit, lucrările au început, se lucrează pe strada Muncii, pe strada Vasile Lupu, pe strada Alexandru Ioan Cuza. Că bine ați amintit de aceste probleme de asfaltări. Am sesizat că sunt foarte multe străzi care sunt decopertate, probabil că s-a lucrat înainte și au fost lăsate așa. Practic nu. Mergi pe stradă ca și cum ai merge, da, cu barca, nu, pe este valuri. Este vorba despre altceva. Este vorba de un proiect al Agenției de Dezvoltare Intercomunitară Constanța. Vorbim de Raja. Nu. Agenția de Dezvoltare Intercomunitară este una. Raja este beneficiarul acelei lucrări. Proiectul se desfășoară prin Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Constanța.
Bun, și după ce îi decopertează aceste străzi și le lasă, ei trebuie să le aducă la forma inițială. Aici am și luat o măsură împreună cu domnul primar. Prima măsură a fost, am amendat firmele care lucrează, că nu au îndeplinit. Singura implicare a primăriei în momentul de față în acest proiect este că le dăm avizele de săpătură, baza proiectului. Nu am mai avut niciun aviz de săpătură până nu aduc străzile la forma inițială. Deci, practic, urmează, după ce le decopertează, este datoria lor de a le asfalta. Le-am făcut nenumărate sesizări, ne-am ținut de capul lor, atâta cât putem face. Din păcate, avizul de săpătură a fost, noi trebuie să preluăm străzile înapoi așa cum au fost primărie. Ei sunt obligați la un moment dat să le aducă. Dacă nu le vor aduce, clar că nu vor putea continua cu proiectul, nu mai le dăm avize de săpătură sau de lucrare în continuare. Care este termenul pe care l-au pentru a aduce străzile la o variantă termenul circulabilă? Din ce am înțeles eu a fost mărit, ca străzile să fie în această iarnă, în această toamnă, vor fi gata, n-au încotro, le vor face. Ce facem cu problema urșilor? Problema urșilor e o problemă destul de delicată și destul de complexă la nivel național. Am și fost la Tujnat la o conferință unde s-a discutat despre urși, unde a participat și ministrul mediului, domnul Tanțoș Barna. Din păcate, să știți că nu va fi simplu. Aici va trebui să... Simplu cu siguranță nu este, pentru că ne confruntăm de mult cu această situație. Ne confruntăm de mult, este o situație delicată. 40% din populația de urși a Europei se regăsește în România. Deci aproape jumătate este în România. Acum, la predeal, cu atât mai mult, cred că cei mai mulți sunt concentrați la predeal. Fondul cinegetic de vânătoare numărul 18 Timiș a stat fără administrator al fondului de vânătoare până acum 2 săptămâni, pentru că nu dorea nimeni să-l administreze, fiind un fond cu probleme. Într-un final, s-a judecat, este administrat de regia Croșnat, are administrator, noi am... În conformitate cu ordonanța 81/2021, am format comisia de intervenție la urs, dar lucrurile nu sunt simple. Pentru a de ucis, cred că nici nu se pune problema să ucide într-un urs. Sau va fi foarte greu. În ordonanță spune dacă devine agresiv, dacă atacă membrii comisiei de intervenție. Acum, cum poți să-ți dai seama dacă un urs devine agresiv? Asta vreau sau să vă întreb. În ordonanța aceasta sunt lăsate așa foarte multe locuri de interpretare, nu. Pentru că exact cum îți dai seama că un urs este agresiv? Îți dai seama în momentul în care vine și te atacă? Eu dau următorul exemplu. Deci sesizarea se face prin 112. Cine vede ursul sună la 112, îl vede, sună, 112 redirecționează către jandarmeria Predeal și către membrii comisiei, către primar sau viceprimar, medicul veterinar și responsabilul fondului de vânătoare. Știi, da, că se formează o comisie care trebuie... Gândiți-vă că din momentul de la 112 de când aia va dura cel puțin 30 de minute până ne adunăm cu toți. Timp în care ursul cu siguranță dispare. Corect, asta este... Dispare, pentru că primii care intervin sunt jandarmii. Jandarmii se duc imediat la fața locului și încearcă îndepărtarea lui. Care de cele mai multe ori are succes. Le depărtează, problema că el revine a doua seară. Bănuiesc că aveți foarte multe astfel de sesizări, pentru că cel puțin în fiecare zi sunt mesaje roale. Deci țin în minte, în luna iulie, august și septembrie au fost 191 de apeluri la 112. Numai pentru Predeal. Problema este că nu toate sunt raportate. Probabil știți și dumneavoastră că nu toate sunt raportate la 112. Oamenii au început să îmbijunească cu ursul. Acum, ursul știți bine că vine la gunoi. Este principala lui, vine la... Asta vreau să vă întreb, aveți vreo soluție? Înțeleg păi că prima soluție care ministerul nu a făcut mare lucru prin ordonanța pe care a dat-o, pentru că, cum a spus și dumneavoastră, până ne adunăm, până mergem, până luăm decizia, ursul da, a plecat. Da, e adevărat, așa este, dar cine își asumă să împuște un urs? Care, ca să-l împuște, să face o documentație destul de stufoasă, cum se făcea și înainte. Ați văzut că ONG-urile imediat... deja au apărut dosare penale, am văzut în Vrancea, jandarmeria are un dosar penal, pentru că consideră cei din ONG-urile care, că nu au intervenit corect. Acum, corectul v-am spus, eu trebuie să stabilez, dacă eu sunt președintele Comisiei de Intervenție ca viceprimar, eu trebuie să stabilez dacă ursul e agresiv sau nu. Altcineva consideră că nu au stabilit corect. Acum, cum? Niște tomberoane băgate în pământ sau o variantă pe care primăria ar putea pas, să o ia. Am făcut primul pas din luna martie. Cred, am achiziționat niște containere anti-urs. Din păcate, probabil ați văzut prin predeal, sunt acele containere de lemn care se închid ermetic, ursul nu poate avea acces la ele. Nu le închid capacul. Aici vorbim de responsabilitatea cetățeanului. Care sau se duce și aruncă punga cu gunoi, nu deschide capacul, aruncă din mașină, aruncă lângă tomberon, lângă acel container.
Nu am pus peste tot container, am pus, cred că în jur de 15. În zona blocului Anele avem acea rampă subterană și mai sunt și containerele alea, celelalte care sunt puse la suprafață, care tot la fel sunt închise hermetic. Părerea mea că pe viitor am văzut că și a fost eficient gardul electric. Gardul electric care se folosește pentru depărtarea animalelor. Va trebui să prevedem buget, cred, și să unul să fie închis, toată lumea să fie responsabilă, nimeni să nu mai arunce pe lângă, pe lângă zona unde este destinată pentru... Dacă îl aruncăm tot lângă, nu vom face nimic. Ursul nu-și face apariția doar în centrul orașului. Vorbim mai ales de această perioadă în care se noctează mai devreme. Da. Lumea vine, oamenii scapă de la locul de muncă la ore 21-22 seara. Așa este. Deja se întunecă la ora 18, deja este întuneric. Te poți întâlni cu ursul. Este o problemă mare, așa este. Te poți întâlni cu ursul care nu știe cum reacționează. Dar ursul ajunge și în cimitir, unde face... prăpăd și acolo, unde... Ajunge și în cimitir, acolo, în cimitir... Ce e de făcut? Ce a discutat cu... la fel, gardul și gard electric, mănăstirea din Sfântul Nicolae, care este lângă cimitir, în perioadă, și-a mutat gard electric. Nu mai e o problemă cu ursul. Deci ar deci fi o variantă ca acest gard electric nu, să... Nu, dar asta este... nu știu dacă ați văzut, a fost un proiect pilot, un proiect european pilot, care nu s-a dezvoltat, din păcate, la nivel național, în județul Vrancea, pentru crescătorii de animale. Uniunea Europeană a oferit fonduri și s-au făcut aceste garduri electrice, au fost foarte, foarte eficiente. Ursul nu a mai apărut la crescătorii de animale și care sunt foarte mulțumiți. Noi sperăm ca și în Predeal și în alte localități din județul Brașov, unde prezența urșilor chiar reprezintă o problemă, să se găsească soluții cât mai repede, da. Pentru că nu vrem să așteptăm, cum s-a întâmplat și în alte zone, ca oamenii să fie omorâți de urs. Mulțumim, ar fi Dumnezeu, o tragedie. Până în momentul de față nu s-a întâmplat. Nu conflictul urs-om, ca să spun așa, că de exact. Asta de fapt așa s-a discutat și la conferință despre conflictul urs-om. Nu a fost cazul la noi. Cele mai multe cazuri, din câte știu, au fost în județele Harghita-Covasna, unde atacau recoltele, animalele, oamenii încercau să apere și probabil și din acest motiv. Cu siguranță sunt foarte multe lucruri de rezolvat în orașul Predeal, pentru că, după cum spuneam la începutul emisiunii, veniți după o perioadă în care practic nu s-a făcut nimic. Nimic nu s-a făcut și nici din punct de vedere al vieții culturale. Tinerii care, din păcate, nu mai sunt în Predeal, au plecat toți tocmai din această cauză. Da, dar să știți că asta nu a fost neapărat politica la nivelul localității Predeal. Asta a fost o politică națională de depopulare. Predealul s-a depopulat, noi intenționăm să luăm unele măsuri pentru a încerca să repopulăm Predealul. Vă referiți probabil că în România, în general, au plecat oameni, dar să știți că sunt foarte multe orașe în care sunt foarte mulți tineri care nu ar vrea să plece și aici ne referim la Cluj, la orașe mari. Din păcate, ne comparăm cu Clujul. Predealul nu este Cluj cu siguranță, însă nu mai sunt tineri în Predeal. Majoritatea au plecat pentru că nu au avut ce face, nu au avut loc. Predealul nu s-a dezvoltat, n-au avut cum să trăiască din turism. Nu. Locuri de muncă sunt în Predeal, din păcate sunt plătite la limită. După cum știți, că cu salariul minim pe economie, cele mai multe locuri de muncă sunt în turism. Ospătari, bucătari, recepționeri, cameriste, pentru că e o problemă destul de complicată. Salariile sunt așa cum sunt. Cu siguranță, dumneavoastră, ca și viceprimar, vă doriți ca orașul Predeal să fie unul mai plin de viață, să fie mai populat, când ieși pe stradă, efectiv, să vezi oameni, să nu vezi șosele goale, pustii și să-ți fie frică, practic, să ieși pe stradă pentru că nu te întâlnești cu nimeni. Apropo de viața culturală, chiar marți a fost la Biserica din Predeal, s-a desfășurat un atelier de pictură cu pictori celebri. Domnul primar a angajat o doamnă consilier pe probleme de cultură, care este foarte pricepută și lucrurile încep să funcționeze. Și avem și colaborare cu preotul Cătălin, și cu primăria, și cu școala, și la școală a fost numit de curând un director tânăr și îl văd foarte activ. Sper ca lucrurile să funcționeze și ne dorim. Într-un an de zile, cu siguranță, foarte multe lucruri nu ați putut să faceți pentru că, repet, ați venit din urmă și a trebuit ușor să le luați. Totuși, pași s-au făcut și se văd. Uh-huh. Funcționează clubul sportiv Viitorul Predeal, care deocamdată funcționează doar pentru fotbal, cu diferite grupe pe categorii de vârstă, unde și aici este într-o colaborare cu primăria și pe care doriți să o dezvoltăm cu acest club. Pentru că, până la urmă, beneficiarii sunt copiii din Predeal.
Știu că în acest an chiar au fost foarte multe proiecte în Predeal, neașteptat de multe, având în vedere că am avut câteva, da, probabil dacă nu era pandemia, am fi avut mult mai multe competiții sportive, chiar de nivel național. Am avut în luna mai două competiții naționale, Cupa Regelui și Cupa României la tir cu arcul, pe care unde ați am avut o prezență organizat. și sportivi olimpici și sportivi care au participat, și a fost chiar Ana Maria Brânză, a venit pentru a promova sportul la Predeal. Și a fost o primă ediție, vor urma și da, altele? Da, cu siguranță, noi dorim să facem o tradiție din astea. Trebuie acum să desfășoare o etapă de sală, de concurs în sală de tir cu arcul. Chiar în luna noiembrie erau două etape. Din păcate, din cauza pandemiei nu au fost amânate. Sperăm. Și pentru că lucrurile au început să se miște în Predeal, cu siguranță lucrurile se văd. Există și un vreau să vă mai spun ceva pe linie sportivă. Împreună cu colegul meu din Consiliul Local, Andrei Anastasescu, pe 4 decembrie vom organiza o gală la liceul din Predeal. O gală de box, kickbox. Am înțeles. Am văzut kickbox. Că deja ați început să promovați acest eveniment. Da, am început să-l promovăm. El a fost prevăzut în calendarul de evenimente, din păcate a trebuit să-l amânăm tot așa din cauza pandemiei sau din cauza calendarului federației. E o competiție care se desfășoară sub egida Federației Române de... Fiind un campionat național, mă gândesc că automat și stațiunea Predeal are de câștigat, pentru că vor veni foarte mulți sportivi care vor fi cazați acolo, se vorbește de Predeal. Mult timp nu s-a mai vorbit de Predeal decât de lucrurile rele care se întâmplau în Predeal. Ne dorim din ce în ce să înceapă să se vorbească și de lucrurile bune care se întâmplă în Predeal. Acum, astfel, speranța mea este să termine SPAU, să terminăm cu proiectul al cărui beneficiar va fi Raja de apă și canal. Lucrurile o să înceapă să intre pentru Făgaș normal. Nici deci bugetul, SPAU-ul începe să prindă contur, avem asfaltările care la fel continuu, trebuie să... cu pași mărunți, adevărat, dar din păcate... Veniți și în ajutorul predelenilor, în problema urșilor și încercați prin aceste tomberoane de care discutam sau garduri electrice să faceți lucrurile să meargă. Deci vreau să vă mai spun ceva despre urs, că am omis și e foarte important. Când am fost la conferința de la Tujnad, de fapt, tema conferinței era gestionarea conflictului om-urs pe termen lung și în acest sens este un proiect european care este cu finanțare europeană undeva la 10 milioane de euro. Se va face o rezervație de urși chiar în Predeal, la Timișul de Sus, în spate de la în dreptul stației CFR Timișul de Sus, pe 100 de hectare. Este terenul pus la dispoziție de Primăria Brașov, pentru că aparține de Primăria Brașov. Consiliul Local a și pus la dispoziție acest teren. Va fi cea mai mare rezervație de urși din Europa. Asta este o știre, ce spuneți dumneavoastră acum. Mă mir că a trecut nevăzută. O rezervație de urși. Rezervație de urși care va fi împărțită pentru urși tineri, urși bătrâni, ursoarce cu pui. Hrănirea se va face cu furnicular, cu drone. Ce capacitate va avea rezervația? Nu știu să vă spun. Nu știu să vă spun exact ce capacitate va avea, dar acolo vor intra majoritatea urșilor care vor fi castrați. Și de când va fi efectiv? Deja proiectul s-a demarat, nu știu când va începe efectiv construcția. Trenul a fost pus la dispoziție, banii există, proiectul a început. Probabil cât de curând, sper în primăvară să înceapă lucrările. După cum am amintit puțin mai devreme, aveți foarte multe proiecte și se vede că sunteți foarte motivați să faceți treaba acolo pentru Predeal și pentru predeleni, asta cu siguranță. Vă gândiți și la sănătatea predelenilor? Știu că există un centru de vaccinare acolo. Da, există un centru mă bucur că ați amintit, este un centru de vaccinare, cred că e cel mai modern. Acum vreau să mă și laud un pic lăudați-vă dacă faceți treabă bună. L-am văzut, funcționează. Îmi pare rău că nu funcționează la capacitatea care ar trebui să funcționeze, adică 7 zile din 7 pe săptămână, cum a fost la început. Funcționează doar 2 zile, lunea și miercurea, de la 8 la 16. La început, când s-a redeschis, că a fost închis pe perioada verii, n-a mai dorit nimeni să vaccineze, a fost aglomerat. Acum n-am mai văzut ieri și luni n-am mai văzut aceeași aglomerație. La centru mă bucuram când vedeam că este aglomerat. Recomand tuturor să vaccineze, este singurul lucru care ne poate scăpa. Mă uitam aseară la meciurile de fotbal. În Italia, spectatori. În Spania, spectatori. Peste tot spectatori. Suntem între puținele țări cu o rată mică de vaccinare. Acum, cei mai mulți se plâng că o să murim dacă ne vaccinăm.
Nu știu dacă portughezii o să moară toți că s-au vaccinat în proporție de 90%, țările nordice, Suedia, Norvegia, Danemarca, la fel, au depășit cu mult 80-85% și nu au probleme, duc o viață normală, e singurul lucru care ne poate ajuta. Deci sfatul dumneavoastră pentru predeleni și pentru nu numai toată lumea să se vaccineze. Eu m-am vaccinat și cu doza a treia și cu siguranță o să mai trăiesc mult și bine. N-am să mor de la acest vaccin. Toate bolile grave care au apărut în lume au fost eradicate prin vaccin. Și dacă ne vaccinăm, cu siguranță vom avea și un sezon de iarnă excelent. Să-mi dea Dumnezeu. Și vreau să-mi spuneți cum vă pregătiți pentru sezonul de iarnă. Pentru sezonul de iarnă, pregătirile sunt întoi, inclusiv de, începând cu partea parcărilor, ca să nu mai se creeze haosul care s-a creat în anii trecuți. Învățăm și noi din greșeli, încercăm să facem alt flux de intrare la pârtie. S-a lucrat de vreo două săptămâni, se lucrează intens la instalațiile de zăpadă artificială, la verificarea tunurilor, la astuparea gropilor care au mai fost sau mai apărut pe pârtie și din cauza precipitațiilor și din cauza pocilor mistreți care au mai apărut și au mai rămat pe pârtie. La iluminatul pârtiei chiar s-a lucrat. Acum așteptăm zăpada. Sperăm să vină repede. Zăpada și turiștii să vină, că de restul turiștii. Vă ocupați. Acum m-ați întrebat că ne vaccinăm, dar am văzut aseară părerea unui specialist. În perioada sărbătorilor vom ajunge undeva la 8%. Anul trecut am fost închiși când aveam 3%. Gândiți-vă că nu știu dacă vom reuși să fie lucrurile în regulă peste o lună jumate, două luni de zile. Eu îmi doresc. Dar și incidența de această dată a fost mult mai mare decât... E mult mai mare, e destul de mare incidența. Am depășit cu mult 10%, 15%, 16%. Corect. Din păcate, cei care sunt vaccinați tolerează mai ușor boala, chiar dacă ajung și o fac din nou. Cei care nu sunt vaccinați... Deci, cu siguranță, sunteți pro-vaccin și îi sfătuiți pe toți cei de acasă să se vaccineze? Sfătuiți pe toată lumea să vaccineze. Și având, de exemplu, Europa Occidentală, care nu cred că și-ar fi omorât cu totul concetățenii să-i vaccineze în proporție așa de mare și de mâine să dispară portughezii. Teoriile conspirației... Da. Noi, ca nație, cred că suferim de teoria conspirației. Noi întotdeauna știm mai bine. Vreau să vă povestesc un lucru. Unul din colegii mei de la primărie într-o zi m-a luat cu mașina de acasă, am avut mașina defectă și zice: Mugurele, te-ai vaccinat? Nu, că am o mătușă la țară care mi-a spus, nu putem să mergem așa. Trebuie să ținem cont de ce spun medicii, de ce spun cercetătorii, de ce se întâmplă în toată lumea civilizată. Dacă ce ne spune o mătușă de la țară care acum 50 de ani ne tratam cu rostopască și cum mai știu ce, nu mai stau la fel. Cu siguranță oamenii au acces la informații și într-un final fiecare decide. Au acces la informații, dar vedeți dumneavoastră, cei mai mulți au acces la informații pe rețelele astea de socializare, unde fiecare poate să fie, care scrie ce dorește. Am văzut și asta este adevărat, de aceea spune... este recomandat să ne luăm după specialiști. Să ne luăm după specialiști, să ne luăm după oamenii importanți, care s-a vaccinat Papa de la Roma, s-a vaccinat Dalai Lama, s-au vaccinat atâția lideri importanți. Acum, eu cred că trebuie să... Acum să putem să ne vaccinăm și noi. Da, dacă n-au murit ei, nu o să moară nimeni. Și până la urmă, încercăm, măcar facem ceva. În încheierea emisiunii o să vă rog să le transmiteți un mesaj tuturor predelenilor din partea dumneavoastră. Predelenilor le transmit următorul mesaj: să aibă încredere, lucrurile știu că nu funcționează cum își doresc, este foarte complicat după 3 ani să repui și o mașină, dacă o ții acasă 3 ani de zile nu o folosești, foarte greu să o repui în funcțiune. Cu atât mai mult o administrație. Sunt lucruri care vin din urmă, sunt lucruri de care trebuie să ținem cont, sunt bani de plătit, sunt procese care sunt pe rol, nu putem să greșim, nu mai ne permitem să greșim, este foarte greu, dar să aibă încredere că lucrurile se vor, într-un final, corecta, dar numai cu răbdare. Și nu e vorba de un an de zile, de câteva luni de zile, e vorba de ani de zile. Ce s-a stricat în o grămadă de ani nu se poate repara în 2-3 ani sau câteva luni de zile. Asta cu siguranță. Eu vă doresc mult succes. Vă mulțumesc că ați fost prezent astăzi la emisiune și vă aștept cu mare, și dragă, cu altă ocazie, lucrurile... pentru că cu siguranță mai avem multe de discutat despre sunt proiect. Interesante. Predealul e o localitate interesantă care eu sper... știți, n-am mai vorbit, îmi pare rău că n-am vorbit, mai avem un proiect foarte, foarte important. Vă rog! Stadionul din Predeal. A fost dintre primele proiecte. Eu sunt... un mare fan al sportului, atunci Predealul va redeveni ce a fost odată. Leagănul de pregătire a sportivilor de performanță. Având și stadionul și centrul SPA, care și acolo se poate face recuperare, bazinul este semi-olimpic. În 2016,
imediat după ce am ieșit la pensie, țin minte că am fost cu un reprezentant al Federației Române de Polo să vadă bazinul. Bazinul este semi-olimpic, deci am putea beneficia de competiții, de sportivi care vin la pregătire, care stau, se cazează, mănâncă și cheltuiesc în predeal. De exemplu, din Turcia, din Antalya, unde se duc o grămadă de echipe la pregătire. Încă un proiect menit să ajute sportivii. Este un proiect care, sportivii. cred că se va termina destul de repede. Un stadion cu nocturnă, cu vestiare, cu săl de conferință, cu parcare, cu teren sintetic. Care ar trebui să fie gata până la sfârșitul mandatului? Nu, va fi gata, cred că, mai repede. Dacă, din momentul când se va termina proiectul, eu cunosc foarte bine proiectele astea, s-au mai făcut stadioane în țară de tipul ăsta, cam 2 ani durează. Am pus tot ce trebuie la dispoziția CNI-ului, Companiei Naționale de Investiții, că prin ei se va desfășura investiția. Avem toate documentele depuse, sperăm să înceapă cât de curând lucrările. Așa să fie. Eu vă doresc mult succes, se vede că sunteți pus pe treabă și că vă doriți să realizați multe lucruri frumoase. Vă mulțumesc și eu pentru prezență, vă mulțumesc și vouă că ne sunteți alături de fiecare dată. Până data viitoare vă doresc multă sănătate, toate cele bune, la revedere!